Ziua bună tuturor și fiecăruia în parte. Sunt Valiconea și astăzi vă prezint un alt material semnat de ziaristul și scriitorul George Hodorogea. Cazacul Mihail Moruzov, cel mai mare spion al României. Masacrul de la Jilava. Un alt episod din secretele istoriei. Spioni au fost, sunt și vor fi. Ca orice altă țară din lume, și România a folosit din plin spionajul ca principală armă de apărare a intereselor naționale. Începând cu Burevista, care l-a folosit pe Acornion ca spion la Roma, continuând cu Mihai Viteazul, cel care l-a avut ca spion la Istanbul pe Capukehaia, Iane Cantacuzino, și terminând cu spionii moderni, liderii români au știut aproape mereu, cu un pas mai devreme, de mișcările dușmanilor lor. Din timpurile moderne le amintim pe Maria Tănase, Elena Constantinescu alias Helen O'Brien, Veturia Goga. Ele sunt cele mai cunoscute spioane românce, iar gălățeanca Vera Atkins a devenit unul dintre șefii serviciului de spionaj britanic din timpul ultimei conflagrații mondiale. Nu putem omite nici spionii bărbați precum Floricel Achim, Ilie Cătărău, Eugen Cristescu, Matei Pavel Haiducu, Zaharie Muntean, Ion Mihai Pacepa, Ristea Priboi sau Filip Teodorescu. Dintre toți se detașează însă Mihail Moruzov, considerat de către istorici ca fiind cel mai mare spion din întreaga istorie a României. Părintele serviciilor secrete românești. Mihail Moruzov este numele celui care se trage din cazacii zaporojeni refugiați din Caucaz în România. Născut la 18 septembrie 1887 în satul Zebil din Tulcea, într-o familie cu 8 copii, Moruzov avea să devină părintele serviciilor secrete românești. Și cu toate că a făcut doar 3 clase de liceu, inteligența și flerul l-au transformat în timp într-unul dintre cei mai apreciați spioni ai Europei. Moruzov a fost un antifascist și antilegionar declarat, fapt ce i-a dus și moartea, dar și un specialist în informații și contrainformații militare și a fost creatorul și directorul Serviciului Secret de Informații al Armatei Române, SSI, în perioada 1924-1940. Deoarece Moruzov a fost antilegionar, aceștia i-au amplificat și exploatat originea pentru a-l prezenta ca pe un spion rus antiromân, care trebuia să fie eliminat. De exemplu, după o discuție cu amiralul Wilhelm Canaris, șeful Serviciului de Spionaj Militar German, din data de 4 septembrie 1940, prințul Mihail Sturza, legionar convins și colaborator cu Horia Sima, nota în jurnalul său: Moruzov fusese unul din principalii călăi ai lui Carol în recenta Sfânta Bartolomei Regionară, 21-22 septembrie 1939. Un fost comisar sovietic din Harkov se refugiase în România în 1920. Întrebuințat de siguranța României, mai întâi ca simplu informator, pe urmă în funcțiuni mai importante, ajunsese a fi unul din intimii Elenei Lupescu și al lui Carol, care, spre uimirea tuturor, numise pe acest fost funcționar sovietic, de fapt nici nu era naturalizat român, ca șef al Serviciului de Informații al Armatei noastre. Moruzov era deci în România, ceea ce Canaris era în Germania. Iar Horia Sima, ultimul comandant al Gărzii de Fier, spunea despre originea lui Moruzov în felul următor: fața lui lătăreață, aproape turtită, dezvăluie o ascendență slavo-mongolă. Deci nu-i de mirare că legionarii i-au dorit moartea, ceea ce s-a și întâmplat în timpul a ceea ce s-a numit rebeliunea legionară. Debutul în spionaj. Din memoriile generalului Ion Gheorghe, cel care în perioada 1934-1938 a fost atașat militar la Ankara și a avut ocazia să-l cunoască pe Moruzov, aflăm că Moruzov a început ca agent de informații de mâna a treia al statului major român. Obraznic și descurcăreț cum era, a reușit să dea marea lovitură după ani de activitate neimportantă. L-a informat pe Carol al II-lea despre anumiți politicieni români. Aceasta i-a adus postul de șef al Serviciului Secret Român. L-am văzut cu prilejul unei serbări din Palatul Regal, în eleganta uniformă a Frontului Renașterii Naționale, după ce figura sa îmi atrasese mai înainte atenția pe culoarele statului major, fiind îmbrăcat pe atunci în haine modeste. Serviciul de Siguranță al Deltei a fost prima structură informativă și contrainformativă creată în 1917, de care se leagă strâns activitatea lui Mihail Moruzov.
Structura respectivă apare menționată într-un raport al lui Morozov, înaintat directorului siguranței, datând din 18 iunie 1917, iar denumirea serviciului apare într-un document din 25 septembrie 1917 drept echipa de siguranță din Delta Dunării, iar de la 31 ianuarie 1918 ca brigada de siguranță din Delta Dunării. În raportul din 18 iunie 1917, Morozov menționează și principalele probleme cu care se confrunta în zonă, respectiv dezertorii români de naționalitate rusă, propaganda bulgărească și germană în rândurile armatei ruse și activitatea lui Prezanov, viceconsulul rus din Sulina. Într-un raport datând din 1934, Mihail Morozov enumără câteva din succesele obținute în acea perioadă. Capturarea colonelului german von Mayer, șeful serviciului de informații din Dobrogea și de pe țărmul Mării Negre, operațiune desfășurată la 75 de km în spatele frontului inamic. Arestarea 156 de spioni germani în zonă, așa cum veți vedea mai târziu. În anul 1920, Morozov primește o lovitură, fiind arestat în baza unui mandat emis de judecătorul de instrucție al Tribunalului Constanța, iar Constantin Maimuca, viitor legionar, avea să declare mai târziu. Comandamentul francez a primit pe acea vreme o serie de informații care arătau că Morozov ar fi spion în solda consulatului țarist rus de la Galați și că, de asemenea, este spion bulgar. Că ar fi existat oarecare legături între el și consulul rus de la Galați, reieșea și din unele rapoarte ale brigăzii de siguranță din acel oraș, către Direcția Generală a Poliției, pe care le-am găsit mai târziu în arhive și le-am copiat. Ulterior, același Maimuca, pe când activa în cadrul siguranței din Chișinău, l-a suspectat pe Morozov că lucra pentru ruși, susținut și de prințul Mihail Sturza, alt mare legionar. Dar cum era și firesc, ancheta nu a reușit să dovedească însă nimic. Rușii l-au vrut spionul lor. În anul 1915 se întâmplă un lucru foarte interesant. Mihail Morozov a primit propunerea de a trece în slujba spionajului rus. Oferta a fost făcută prin soția consulului Rusiei la Galați, doamna Cartemișev, și apoi prin Manziner, șeful serviciului de informații de pe lângă armata a 6-a rusă. Se pare că Morozov ajunsese cu doamna Cartemișev, dar cu știrea siguranței române, la relații foarte intime. Așa că, prin această doamnă, al cărui soț era și delegatul Rusiei în Comisia Europeană a Dunării, Mihail Morozov a aflat că rușii doreau să alipească Moldova și Delta Dunării în timpul războiului mondial care se desfășura, informații pe care le-a raportat siguranței și armatei române. Tot cu ajutorul doamnei Cartemișev, Mihail a reușit să îndeplinească mai multe misiuni încredințate de Siguranța Centrală și de Marele Stat Major în spatele armatelor țariste. Astfel, Mihail Morozov a fost trimis la Reni pentru a urmări acțiunile desfășurate împotriva României de viceamiralul Vosolkin. Acolo, spionul român aduna multe dovezi care au permis organelor române să destructureze mai multe organizații ruse de spionaj ce acționau în țara noastră, în special în Dobrogea. Exemple fiind cazurile Emilianov Mihail Kov, sublocotenentul Sârdici, din regimentul 10 Călăraș, și sublocotenentul Mihaescu, regimentul 33 Infanterie, pe care Morozov i-a demascat prin note informative trimise către DPSG și Marelui Stat Major al Armatei. Astfel, tentativa rusească de racolare a lui Morozov s-a întors împotriva guvernului țarist. Totuși, dacă nu a reușit racolarea, spionajul rus a pus pe urmele lui Mihail Morozov câțiva agenți care să raporteze orice mișcare a acestuia. Unul dintre ei a fost Cerădulescu, fost șef al siguranței române din Tulcea, care se afla acum în slujba rușilor și care a mărturisit organelor române de anchetă că a fost însărcinat de Vatulev, ajutorul generalului Eșolț, să-i supravegheze pe Mihail Morozov și Fomino, curierul acestuia. Furtul documentelor secrete germane. Una dintre marile reușite ale lui Mihail Morozov a fost realizată în detrimentul serviciilor secrete germane. La 16 august 1916, Mihail Morozov își uimește superiorii cu o altă faptă demnă de romanele de spionaj. Prin combinații informative bine puse la punct, acesta îl devalizează pe ambasadorul german, baronul von der Busche,
de servieta care conținea cele mai secrete documente, tot din automobilul lui, în momentul în care acesta se pregătea să părăsească Bucureștiul, scrie C.C. Giurescu, istoric. Printre acestea se afla și lista cu agentura serviciilor secrete germane, cu persoanele corupte din statul român și sumele de bani cheltuite de germani pentru remunerarea lor. Așadar, o carte de vizită impresionantă, de care conducerea statului a trebuit să țină cont în momentul când l-a numit pe Mihail Morozov la conducerea echipei speciale de siguranță din Delta Dunării în martie 1917. Morozov devenise, dintr-un novice în ale spionajului, un profesionist cu sânge rece și tărie de caracter care își clădea reputația prin fapte senzaționale. Vorbind despre rezultatele concrete ale echipei de siguranță din Delta Dunării, însuși Morozov declara: au fost arestați 156 de spioni din 178 câți au fost primiși de Serviciul de Informații German în această zonă. Inamicul nu a reușit să distrugă niciun depozit de muniții de aprovizionare, nici de vase, cum s-au petrecut lucrurile în zona celorlalte fronturi. S-au putut dejuca toate operațiunile armatei bolșevice și acapara toate depozitele rusești. Subsemnatul, reușind din ordinul marelui cartier general, ca prin diferite mașinațiuni să devin comandant al trupelor roșii, care apoi au fost dizolvate. Tot el mai raporta într-un fel de bilanț atestat siguranței: prin faptele cu care se pot mândri acest serviciu tehnic, dau ca exemplu și incursiunea pentru capturarea colonelului german Frederick von Mayer, care conducea aparatul informativ german pe frontul Dobrogean și țărmul Mării Negre la kilometru 78 înapoi a frontului. Acțiunea a reușit și acest ofițer a fost adus în zona noastră de operațiuni. După acest succes, s-a produs și numirea definitivă a lui Morozov în fruntea SSI, trăgănată pentru că el nu avea studiile superioare pe care le cerea postul, iar inițial Morozov fusese plătit ca diurnist, angajat temporar. Înființarea SSI, Serviciul Secret de Informații. Imediat după terminarea Primului Război Mondial, s-a pus problema reorganizării unui serviciu de informații și contrainformații în cadrul Marelui Stat Major, un serviciu secret paralel cu angajați civili. După unele documente, la propunerea generalului Dragu, după altele la cea a amiralului Coandă, în anul 1924, în fruntea serviciului secret, așa cum se numise până atunci, a fost numit Mihail Morozov. Inițial, și SSI a avut două secții, analog serviciului de informații ale armatei, de informații și contrainformații. În anul 1928, lui Morozov i s-a cerut să elaboreze un proiect de reorganizare care să aducă serviciul la nivelul echivalentelor sale din Statele Unite ale Americii, Franța sau Anglia. Și, după cum aflăm din memoriile colonelului Gheorghe Petrescu, Morozov a alcătuit un proiect de reorganizare a tuturor serviciilor de informații, concentrându-le sub o singură direcție generală, la președinția Consiliului de Miniștri. Deja, în anul 1928, SSI se mărise considerabil, având un secretariat general, mai multe secții și o organizare importantă în teritoriu. Deși continua să funcționeze sub tutela nominală a Marelui Stat Major, structural și operațional, SSI devenise altceva. Principalul pericol venea acum dinspre est, CECA, apoi OGPU și, în fine, NKVD-ul, care nu neglijau deloc spațiul românesc. După reorganizarea serviciului și după reconfirmarea lui Mihail Morozov pe post, acesta având o poziție extrem de șubredă datorită lipsei studiilor, dar și a relațiilor în alta societate, s-a amestecat tot mai mult în politică. Menținerea lui Morozov în serviciu era o permanentă luptă pe care o purta în cadrul armatei, până când a putut prinde momentul favorabil de a se introduce la palat și a se impune de acolo. Din acest moment, preocuparea lui principală nu a fost nici activitatea secției contrainformații, nici activitatea pe teren, ci acele cancanuri politice prin care să-și lovească dușmanii și să-și înalte în rang sprijinitorii, scria Gheorghe Petrescu. În slujba lui Carol al II-lea, prin tot felul de acțiuni informative, cum a fost complotul colonelului Precup sau ostilitatea față de palata prințului Barbu Știrbei, Morozov a reușit să câștige încrederea lui Carol al II-lea și a principalului său colaborator Ernest Urdăreanu, mareșalul Palatului. Așa a fost, de pildă, trimiterea lui Eugen Cristescu la Paris pentru recuperarea unor fotografii în care amanta regală și viitoarea soție Rena Lupescu apărea dezbrăcată.
Se mai știe că în pregătirea înscenării unui proces de bigamie lui Ion Antonescu, Morozov a trimis informațiile solicitate direct la palat, în cea mai mare taină. Mulți dintre colaboratorii lui Morozov îi vor atribui acestuia ulterior un mare rol în politica de slăbire a partidelor istorice pusă la cale de Carol al II-lea, șeful CSI devenind astfel autoputernic și în politica internă. Drept urmare, în ziua de 9 februarie, de comun acord cu Morozov, Armand Călinescu, Gheorghe Tătărescu și Ernest Urdăreanu, Carol a decis să instituie dictatura personală. Angajându-se în jocurile politice, Morozov a angajat și serviciul din subordinea sa. Consecințele au fost dezastruoase pentru el, dar și pentru serviciu și, în final, pentru țară, scria Gheorghe Petrescu. Arestarea și asasinarea. Mihail Morozov a fost arestat la 5 septembrie 1940, cu câteva zile înaintea declarării formale a statului național legionar din ordinul mareșalului Ion Antonescu, numit prim-ministru, despre care Morozov deținea un dosar compromițător care a dus și la un proces de bigamie, după care a fost dat pe mâna justiției sub acuzația de ilegalități pe care acesta le-ar fi comis cât timp a fost la conducerea SSI. În noaptea de 26 spre 27 noiembrie, în timp ce se găsea sub arest în celula numărul 1 în închisoarea Jilava, Mihail Morozov a fost asasinat de un grup de legionari împreună cu alți 63 de arestați în ceea ce s-a numit masacrul de la Jilava, asasinat colectiv în care au fost uciși mai mulți foști miniștri și fruntași ai partidelor politice. Masacrul de la Jilava. La sfârșitul lunii noiembrie trebuia să aibă loc și reînhumarea cu funeralii naționale a lui Corneliu Zelea Codreanu, iar printre cei arestați la Jilava se aflau mulți considerați de către legiune vinovați de moartea capitanului lor. Sub pretextul colectării de mărturii pentru pregătirea proceselor, Tribunalul București a dispus transferarea unora dintre arestați la alte închisori de teama represaliilor, dar Ștefan Zăvoianu, prefectul legionar al Poliției Capitalei, a refuzat să execute directivele. În ziua de 26 noiembrie 1940, s-a hotărât ca armata să intervină pentru transferarea deținuților. Atunci, Zăvoianu a decis că este momentul să acționeze de urgență. Execuțiile legionare au început la ora 03, legionarii folosindu-se de revolvere Mauser. Fiecăruia dintre cei căzuți i s-a mai tras câte un glonț în cap pentru a fi sigur de reușită. În total, la Jilava au fost ucise 64 de persoane, printre care se aflau și următorii: Gheorghe Ardeșanu, fost prim-ministru; Victor Iamandi, fost ministru de justiție; Gabriel Marinescu, fost ministru de interne, fost prefect al Poliției Capitalei; și Mihail Morozov, fost șef al serviciului secret de informații. Lista continua cu Ion Bengliu și Ștefan Gherovici, foști comandanți ai jandarmeriei, Nicolae Ștefănescu, subdirector la SSI, și foști agenți de poliție Gavrila Ichim, Eugeniu Zugravu și Coman Paraschiv. Concluzie. În ciuda tuturor controverselor, Mihail Morozov rămâne un mare spion, dar și un mare patriot, dușman al legionarilor, al naziștilor, dar și al sovieticilor, în ciuda originii sale kazace. Ați ascultat un alt material semnat de ziaristul și scriitorul George Hodorogea. Până data viitoare, Valicone vă urează toate cele bune!